peste 3,2 milioane de moldoveni cu drept de vot au fost așteptați duminică la urne pentru a-și desemna reprezentanții în viitorul Parlament de la Chișinău. Din nou, lupta în alegeri s-a și dat între pro-europeni și pro-ruși. Forța pro-europeană din Parlamentul de la Chișinău, PAS, are majoritatea absolută, iar peste 86% dintre cetățenii din Republica Moldova aflați în străinătate, care au votat la alegerile parlamentare anticipate, au susținut Partidul Acțiune și Solidaritate PAS al președintei Maia Sandu. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Roxana Cioacă și astăzi vă invit să ne fiți alături la o discuție despre zonele fierbinți de pe Mapamond, alături de domnul Marian Zidaru, analist de politică externă. Începem cu Republica Moldova. Ce zice Rusia despre acest rezultat, domnule Marian Zidaru? Bine ați venit! Rusia, să știți că nu a făcut mare caz de Republica Moldova, nu că nu i-ar mai interesa Republica Moldova, însă practic omul Rusiei, care e recunoscut ca Igor Dodon și Voronin, nu mai reprezintă o opțiune chiar așa de puternică nici pentru moldoveni, dar nici pentru Rusia. De ce? Rusia are acolo o bază care se cheamă Transnistria. A perpetua un regim impopular, pentru că Igor Dodon a devenit destul de toxic pentru Rusia și eu cred că domnul Putin așteaptă mai degrabă să se descotorosească de ei. Deși au băgat niște bani, sigur, au fost niște acuzații că dacă nu mă înșel, că ar fi primit la campania prezidențială 12 milioane. Acum nu s-a mai văzut un amestec chiar așa de dur, ba chiar sunt comentarii din partea autorităților ruse că procesul a fost în general corect. Deci, după părerea mea, Moldova sau alegerile din Moldova nu mai sunt o prioritate acum, în acest moment. Asta nu înseamnă că eu știu, în alt context nu vor deveni. Dar acum Rusia are problema Crimeei și a prezenței NATO în Marea Neagră, care este mult mai importantă decât situația din Moldova, care oarecum e înghețată, e pus capac pe tot ce clocotește în oală și lasă deocamdată lucrurile așa. Ce cred eu că face Rusia? Practic așteaptă să se erodeze guvernul PAS. Și având în vedere marile probleme cu care se confruntă Republica Moldova, criză economică, șomaj, situație socială foarte delicată, exodul populației către vest. Deci, în mod sigur vor izbucni nemulțumiri. Cum va gestiona guvernul numit de Maia Sandu această situație în condițiile în care unii analiști spun că nu prea are mari specialiști? Bine, n-are nici Dodon, că dacă avea, o dovedea acum. Asta, deci nu înseamnă că... Dar probabil că așteaptă să se ridice o altă forță pro-rusă. Unii zic că această forță ar fi mișcarea civică a lui Marc Kaciuc și Todu Azvrab și, mă rog, ceilalți lideri care sunt pro-ruși. Unii zic că ar fi sprijiniți de către Germania, dar în acest moment Rusia, având probleme în Marea Neagră, în centura asiatică, acolo unde trupele americane se retrag din Afganistan, în Azerbaijan cu Armenia, care zone mult mai fierbinți decât Moldova, și Rusia nu își permite să bage iar bani în Moldova, care s-a dovedit până acum un sac fără fund, care a absorbit o grămadă de bani și de la ruși și de la pro-europeni, iar rezultatele sunt foarte dezamăgitoare, mă refer la populație. Deci pentru populație toate aceste soluții sunt dezamăgitoare. Deci dacă nu se schimbă ceva pentru populație, pentru oameni, da? Nu știu ce se va întâmpla. E o dilemă pe care
e greu de să o descifrăm acum. Probabil că vor izbucni nemulțumiri, iar așteptările sunt foarte mari din partea populației. Da, sunt așteptări foarte mari. În primele 6 luni ei așteaptă deja rezultate de la acest moment. Absolut. Deci, e o populație chinuită de 30 de ani de tranziție. Eu am fost de multe ori în Republica Moldova și știu care e situația acolo. E mult mai rea decât la noi. Deci, nu că la noi ar fi nemaipomenit, dar în Republica Moldova situația socială este mult mai gravă. Deci, oamenii au mari așteptări. Dacă se va dovedi că vor fi înșelați și de data asta, e foarte, foarte greu de spus ce se va întâmpla. Pentru că, practic, și unii și alții, și proruși și pro-europenii au dezamăgit. Mai grav este că nu există niciun proiect european foarte clar pentru Republica Moldova. Republica Moldova, mă rog, acolo se vorbește de integrare, se vorbește de lărgirea democrației, de intrarea mai degrabă în Europa, cel puțin acum, decât în spațiul eurasiatic, dar întrebarea este ce proiect are Europa pentru Moldova. Că în Moldova e acest proiect pro-european, e și proiectul pro-rus, ok, dar problema este ce proiect au aceste două proiecte, ca să zic, aceste două proiecte mari, proiectul european și proiectul pro-rus, în legătură cu Republica Moldova. Deci nu există practic nimic. Deci Moldova are nevoie de investiții foarte mari ca să producă rezultate. Deci e nevoie ca aceste investiții să producă și rezultate. E un cerc vicios care trebuie spart. Adică da, bun, dau bani, dar dau pe ce? Pentru că o parte din bani știi și de asta că s-au... Deci proiectul cu miliardul. Era și o vorbă, ce... Elon Shore cu miliardul în offshore. Deci au fost aceste partide, trei partide mari, două mari și unul, cum se zice, half party, deci jumate partid, Blocul Socialist Comunist și PASU și partidul Elon Shore, care acum este, am înțeles, căutat internațional pentru povestea cu miliardul. Bine, nu numai el, mai sunt și alții. Mai este proiectul USATI, care se aștepta să intre, dar nu a intrat, iar proiectele unioniste până acum au dat kix, pentru că nu reușesc să se înțeleagă. Practic, unioniștii din Republica Moldova au mizat pe PAS, pentru că toate sondajele de opinie arătau că partidele unioniste, PPDA, PUN și AUR, au recent venit din România, nu au reușit să creeze un proiect comun care să se integreze în peisajul politic de la Chișinău. Bun, ei acum spun că, domne, vom vedea, ne vom redefini obiectivele sau spun că vor încerca... Acum în ceasul al 13-lea, că al 12-lea s-a trecut deja. S-a dus cu al 12-lea, nu mai e nicio speranță, să creeze ceva, da, am văzut că de câte ori se adună 2-3 moldoveni, sunt 3 partide, sau 2-3 români la fel. Dacă nu reușesc să facă ceva închegat, proiectul nu are șanse. Pentru că cetățenii și-au dat seama, băi, stai puțin, că noi ne risipim voturile. Interesul Rusiei este să mențină în continuare rețelele de corupție de la Chișinău. Da. O va mai putea face în aceste condiții? Asta va depinde foarte mult de noul guvern moldovean. Dacă va guverna ca și predecesorii săi, acele rețele vor fi practic neatinse. Mai are și Transnistria, unde... cum să zic, este o gaură fără fund, acolo sunt îngropate multe proiecte, dar sunt îngropați și foarte mulți bani. Se face traficul de mirce, căpușează, practic este scăpat de sub controlul administrației de la Chișinău, deci acolo e un fel de struț o cămilă, deci produsele din Transnistria au pe ele certificate de origine din Republica Moldova. Dar fabricile sau firmele respective nu sunt sub controlul autorităților. Deci evaziunea fiscală e la ea acasă. Deci proiectul Transnistria rămâne un principalul proiect prin care Federația Rusă își exercită controlul asupra Republicii Moldova. Deci, probabil că rușii au ajuns acum la concluzia că n-are rost să mai investească în politicieni moldoveni,
rămân să investească doar în Transnistria atât câți bani au, pentru că, v-am zis, au o grămadă de alte probleme mai importante decât Transnistria, și reușesc astfel să țină sub control Republica Moldova. Relațiile României cu Federația Rusă există, însă nu sunt din cele mai calde relații. De ce și la ce să ne așteptăm, la ce schimbări să ne așteptăm acum, având în vedere noile alegeri? La ce alegeri vă referiți? La cele din Rusia? Din toamnă? Nu, din Republica Moldova, având în vedere relațiile. Din Republica Moldova, păi, eu cred că nu o să influențeze prea mult, pentru că dacă lucrurile în Republica Moldova au mers pe păgașul ăsta, nu cred că vor influența rușii, nu sunt foarte interesați să aibă relații excelente cu noi. Da, sau să-și îmbunătățească relațiile cu noi. Mai ales că suntem membru NATO și ei au o problemă mare cu NATO, iar noi suntem dintre cei mai gălăgioși, ca să zic așa, alături de Polonia, gălăgioși din punct de vedere al discursului politic antirusesc. Așa că deocamdată nu întrevăd perspective de apropiere româno-rusă. Nu am niciun fel de semnale care să-mi spună, domne, de mâine relațiile vor avea un curs ascendent. Deocamdată, cred că vor fi înghețate la nivelul ăsta, cel puțin pentru o perioadă de un an, doi, ținând cont și de faptul că Rusia va avea alegeri, nu știm dacă vor fi sau nu surprize. Președintele Putin a luat măsuri să nu fie așa. Știți că l-a trimis pe Navalny la păstrare. A mai luat măsuri împotriva unor posibili dizidenți de mai mică anvergură decât Navalny. Acum, surprize pot apărea chiar și în Rusia, dar eu nu cred că relațiile dintre România și Rusia au perspective luminoase, cel puțin pe termen scurt, un an, doi. Deci, atâta timp cât continuă acest război al nervilor în Marea Neagră, care este zonă esențială pentru securitatea României, e puțin probabil ca aceste relații să se îmbunătățească. Obiectivul declarat al Rusiei este să-și păstreze influența în statele desprinse din fosta URSS. Credeți că Moscova mai poate controla Ucraina, Moldova, Georgia și în ce condiții? Da. Asta e o întrebare un pic cam complicată, dar trebuie să vă spun, adică necesită un răspuns mai lung un pic și mai elaborat și trebuie să o luăm așa metodic. Trebuie să vă spun că în doctrina de securitate națională și apărare al Federației Ruse, prezența unor forțe străine în fostul spațiu sovietic este considerat o amenințare contra securității naționale a Federației Ruse. Deci, corect. Din acest punct, așa o percepie de fiecare. Din acest punct de vedere al percepției, Moscova face în continuare tot posibilul ca aceste state să rămână sub controlul ei. Vorbeam mai devreme de Moldova, am zis cum controlează. Prin Tiraspol și prin acești proxy proruși, cum este Dodo, dar mai sunt și alții, care, cum se zic, stau la colț și așteaptă ca pro-europenii care vor fi acum la guvernare să greșească și îi taxează. Deci cu Moldova nu e o situație prea complicată pentru Rusia. De asemenea, nici de la președintele Maia Sandu și noul guvern, eu zic că nu trebuie să ne așteptăm la gesturi spectaculoase. Să zicem, gata, de mâine trupele rusești din grupul de forțe armate rusești din Transnistria, gata, părăsesc, conform tratatului la Istanbul, părăsesc Transnistria și se retrag. Eu nu cred că va face prea mult. De fapt, dacă ne uităm la ultimele negocieri dintre Transnistria și Republica Moldova, vedem că ele sunt în stadiu în care erau și pe vremea lui Voroni. Adică, practic, nu s-a făcut mare lucru. S-au niște mici reglementări cu privire la reguli de origine, dar aceste reguli de origine, mai degrabă,
avantajează Transnistria. Deci nici vorbă. Nu avem o... Deci cred că Moldova nu are un proiect foarte clar. Dom'le, ce facem cu această Transnistria? Au tot felul de idei. Au unor analiști politici, nu mai dau numele. Da, sunt, să știți că au analiști politici foarte competenți la Chișinău. Ba că să închidă granițele, să-i sufoce economic. Eu mă îndoiesc că vor reuși pentru că în cazul ăsta Moscova și-ar mări cumva presiunile asupra Moldovei și asupra Ucrainei. După aia mai sunt, dom'le, hai să abandonăm Transnistria, mai sunt astfel de idei și să ne unim cu România. Iar e foarte complicat, da? Pentru că și în această situație ne putem aștepta la conflicte interetnice. Mai sunt acele proiecte rusești de federalizare, planul COSAC 1, COSAC 2, dar practic de un proiect politic moldovean la momentul de față, oficial, deci nu mă refer la think tank-uri care, mă rog, prin diverse conferințe lansează diverse idei. Deci, asumat de guvernul moldovean, noi la ora actuală nu avem. Voi participa pe 23-24 august la Chișinău la o conferință care se referă la exact problema asta, statalitatea Republicii Moldova. E, această statalitate e văzută foarte diferit de pro-ruși și de pro- Europei. Da. Haideți să schimbăm un pic registrul și pentru că menționați mai devreme de incidentele din Marea Neagră, da, aș vrea să vorbim un pic despre asta și dacă este adevărat că Marea Neagră a devenit un loc așa pentru tensiuni militare în urma incidentelor ce au fost acolo și cum se simte Putin având în vedere că reprezintă așa o breșă de securitate faptul că în Marea Neagră s-a întâmplat ceva, iar NATO se simte amenințat cumva. Da, din acest punct de vedere ar trebui să începem cu întâlnirea celor doi mari, președintele Biden și președintele Putin. S-au făcut tot felul de afirmații cum că sau, la acea întâlnire urmează să se înțeleagă cu privire la puncte roșii. De fapt, linii roșii, pardon. De fapt, eu cred că la acea întâlnire s-au înțeles că nu se înțeleg. Atât. Bine, sunt cele două puncte care s-au rezolvat, hai să spunem așa. Unu, revenirea ambasadorilor la locurile lor și doi, acel tratat nuclear foarte important, asta este foarte important pentru că e vorba de securitatea lumii. Pentru că orice incident nuclear poate declanșa o catastrofă la nivel global. Dar în restul problemelor, acele puncte roșii pe care și le-au comunicat, problema ucrainiană, problema Crimeei, problema statelor din estul Europei, da? Problema neamestecului în alegeri, nu s-au înțeles, după părerea mea, absolut deloc. De altfel, incidentele acestea cu distrugătorul britanic de Defender și cu nava, cu fregata olandeză, fiecare parte le-a interpretat cum a vrut ea. Deci, englezii și americanii au vrut să transmită, domnule, nu recunoaștem, încă o dată a apăsat, nu recunoaștem anexarea Crimeei, considerăm acele ape ca fiind internaționale și vom continua să nu admitem că există o linie roșie cu privire la Crimeea. De fapt, tot filmul pe care l-am văzut și pe internet, e și partea britanică și partea rusă, partea britanică a încercat să minimizeze incidentul. Dom'le, a trecut prin ape internaționale, am fost somați de două nave militare rusești, am fost bâziți de niște avioane și cam atât. Nu s-a întâmplat nimic grav. Partea rusă a încercat să prezinte o variantă mai gravă. Au spus că au tras cu tunurile în nava britanică, sau mă rog, nu chiar în navă, ci... Amenințător. Da. Au spus că au bombardat cursul navei. De fapt, ce s-a văzut pe filmul eliberat de către FSB? FSB este Serviciul Rus de Securitate, iar granițele sunt în grija lor. S-a văzut odată că navele rusești
a executat foc de manevră, adică cu muniție de manevră care nu e letală, deci în niciun caz n-au fost explozii pe cursul navei. Iar avioanele rusești care au survolat nava au luat-o practic în colimator. Se vedea că în vizor e nava britanică, în vizorul avioanelor de luptă Suhoi-24. Deci nu e nici chiar un flecuștesc cum au vrut să-l prezinte britanicii, dar nici chiar atât de grav pe cât e grav. E grav pentru că un astfel de incident poate provoca reacții nedorite. Adică dacă unul se apucă și trage și scufundă nava britanică, iese rău de tot. Eu cred că rușii au dovedit reținere deoarece și în Marea Mediterană au o grupare de luptă care este sigur. Aici aveau superioritate în fața celor două nave și în fața navei britanice și în fața navei olandeze. Și dacă și-ar fi propus să le scufunde, le-ar fi scufundat. Dar în același timp și au o grupare navală în Mediterană care este inferioară din punct de vedere al puterii de foc. Pardon. Deci gruparea navală britanică este superioară celei rusești. Corect. Și ar fi putut să retalieze, adică să o atace și să-i provoace pierderi. Din punct de vedere tehnic, distrugătorul britanic este foarte puternic, dar este o navă în special antiaeriană. Are vreo trei sisteme antiaeriene, Sea Viper, Aster 15 și Aster 30. Primele două cu rază mică și medie și Aster 30 cu rază lungă de acțiune, vreo 100 și ceva, de 120 de 150 de kilometri. Însă navele britanice au rachetele Harpoon antinavă cu care se pot și anti-litoral cu care se pot apăra în fața altor nave, dar problema lor este că raza de acțiune e în jur de 200-250, pe când rușii au rachete cu rază de mai mare de 800 de kilometri și pe Moscova, dar și pe navele din flota Mării Negre, nave mai mici, mă refer la rachetele Calibri și Onyx cu peste 1000 de kilometri rază de acțiune. Deci, să continuăm discuția vorbind despre retragerea din Afganistan, pentru că tot este un subiect de actualitate. Este un subiect foarte, foarte cald. Și aș porni discuția de la declarația președintului american Joe Biden, care a spus că vis-a-vis de războiul din Afganistan, că nu poate continua la nesfârșit războiul și că nu va mai trimite încă o generație de americani să lupte în Afganistan fără să aibă vreo așteptare pentru un rezultat. De unde a pornit și da, ce l-a determinat să renunțe? Afganistanul este o, cum să spun eu, o groapă pentru marile puteri. Au fost acolo și britanicii, și rușii, și acum au fost și americanii, și practic toată lumea a cam plecat acasă cu coada între picioare. Deci obiectivele, dacă este să analizăm pe obiective, dar ce și-au propus americanii? Să creeze un guvern democratic, să crească securitatea afganilor, să crească bunăstarea populației. Din astea trei obiective n-au realizat niciunul. Practic, ce se întâmplă acum în Afganistan? Talibanii spun că ei controlează vreo 85% din teritoriu. Bine, cred că exagerează, dar oricum controlează destul de mult. Deci, dacă odată cu intervenția militară americană din 2000, după problema cu turnurile 2001, așa, da. Controlau practic, armata americană controla tot Afganistanul, acum după retragere au ajuns ca talibanii să controleze mai mult de jumătate din această nefericită țară. Părerea mea e că toate intervențiile în Afganistan sunt sortite eșecului, pentru că acolo e o populație care nu înțelege că ar trebui să se supună cuiva. În al doilea rând, sub aspect economic. Bun, au băgat o grămadă de bani în această țară, dar nu s-a construit practic mai nimic. Adică economia afgană e cam tot aia pe care au găsit-o în 2001. Deci nu sunt progrese majore.
Deci viața oamenilor, că despre asta vorbim, atunci când faci un astfel de proiect, trebuie să-ți propui să îmbunătățești nivelul de trai. Nu s-a îmbunătățit prea mult. După aceea, securitate. În timpul celor 20 de ani de război, au murit mai mulți decât în perioada dintre ocupația sovietică și intervenția americană. Iarăși, la capitolul securitate, nu avem niciun progres. Acum se pune problema contagiunii Afganistanului. De ce? În special, republicile foste sovietice din Asia Centrală, Uzbekistan, Tajikistan, Kârgâzstan, sunt foarte vulnerabili. Deci, propaganda islamică este foarte puternică și efectul de contagiune al victoriei, că practic asta e, o victorie. Deci, coaliția internațională pleacă de acolo. Deci, lasă tot pe aia pe care i-a găsit. Nu avem nicio schimbare. Deci, băieții ăștia or să vină, dom'le, noi am bătut pe americani. Bun. Deci înseamnă că proiectul nostru politic e ăla bun. Și atunci există riscul să se răspândească această ideologie a talibanilor și în statele slab dezvoltate, practic state eșuate din Asia Centrală. Și asta va crea o problemă de securitate pentru Rusia, foarte mare. Mai sunt cele două state, Pakistanul și Iranul, care au sprijinit practic pe taliban. Iranul din sentimente anti-americane, iar Pakistanul practic nu a avut un proiect. Ei au sprijinit și înainte de intervenția americană, așa că au rămas cam la același nivel. Din cauza asta, relațiile dintre Pakistan și Statele Unite au suferit destul de mult în ultimii ani. Acum se vehiculează un alt proiect, proiectul chinez. Acest proiect se bazează pe conceptul chinezesc de revigorare. Bun, sunt mai multe nume, nici mai contează să le amintim acum, a vechiului drum al mătăsii. E un proiect economic care presupune construcția unor magistrale rutiere, dacă nu și feroviare, care să unească Pakistanul, Afganistanul și Iranul. Fără îndoială că fără să-și atragă sprijinul talibanilor în acest proiect, proiectul este sortit eșecului. Deci, e o cale care ar putea salva situația în sensul de a opri contagiunea acestui proces. Chinezii au și problemele lor de securitate cu uigurii, care iarăși ar putea fi influențați de victoria talibanilor în acest război. Pentru că s-o spunem clar, deși am văzut o grămadă de ani, că nu e, e o retragere, că nu știu ce. Nu, domnule, e o înfrângere. Asta e. Așa cum a fost înfrângerea rusească din 1989, și asta e tot o înfrângere. Trebuie să o recunoaște. Deci nu e nimic victorios aici. Am înțeles. Da. Domnul Marian Țidaru, suntem pe final. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune și pentru faptul că ne-ați făcut așa o incursiune despre principalele evenimente de pe Mampamont. De la acest moment vă doresc succes în activitatea dumneavoastră pe mai departe. Doamnelor, domnilor, mulțumesc pentru atenție. Ne revedem și luni cu alte subiecte importante. Până atunci, weekend frumos aveți. La revedere!